Hei, ciao, ciao, eu sunt Reșanu, iar în acest video m-am gândit ce ar fi să cumpăr hârtie igienică în valoare de 500 de dolari și să mă urc pe acest perete construit din hârtie igienică și băieții cu mașina să zboare cu viteză maximă în mine de peste 100 de kilometri la oră. Băi, fraților, deci m-am ridicat, se dă cu mașina în spate. Doamne Iisuse, păzește-mă, Doamne. Ok, gata, dăm. Hei, ceau, ceau, fraților, eu sunt Reșan alături de Julian. Iar v-ați dat seama tare bine ce filmăm de la început. Băi, eu cred că asta o să fie cel mai strașnic clip pentru mine, anume din plan de securitate. Băi, nu știu dacă o să supraviețuiesc și dacă în genere am ceva șanse. Deci trebuie să mergem la magazin să luăm hârtie igienică, pernă și să mergem perna în... Pernă deja am luat de acasă. Pernă deja am luat? Da. Ok, pernă avem. Și după asta să mergem în poligon, într-un loc special unde o să facem tot asta. Băi, ca să supraviețuiesc, vă rog, lăsați butonul de like, cum să fie. Bam, subscribe-ul. Bum! E foarte important să îndepliniți toate aceste trei cerințe ca să faceți parte din familia Reșanu, da, băboșilor, da, da. Și scrieți în comentarii rest in peace Reșanu sau Reșanu, ținem pumnii cu tine, eu tare vreau să nu mor sau în genere să pot cumva să aici sar peste mașina aia sau să mă țin, bă, pe hârtia igienică, dacă e posibil cumva. Bună ziua. Eu zic să nu lungim mult, trecem să luăm hârtie igienică și trecem la treabă, fraților. Băi, deci uitați-vă atent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acolo înăuntru mai sunt câteva, deci a ieșit totul la 2000 de lei, băi, fraților. Toată hârtia asta igienică, că zici că o lăsăm la tot orașul pe o seară întreagă. Una în spate, una în mână, două în spate. Băi, și ne-am pornit. Bă, dar cum o să încapă? Asta e altă întrebare. Asta e altă întrebare. Hai să mergem. Ok, fraților, deci aparent nu este suficientă hârtie. Încă de vreo 3000 de lei. Ura! Uitați-vă cât ne cheltuim pentru voi. Pentru asta vrem chiar acum un like și apropo, mai trebuie să schimbăm și mașina, să luăm una mai înaltă, deoarece asta nu merge. Fiindcă eu am un autopark foarte mare. Viața mea n-am mâncat la restaurant așa mult cât dau pe hârtie de WC-ul, bă, ești nebun la cap. Și sincer, bă, mă tem cum o să sar eu peste, bă, dar nu mi-închipui, deci pot să mor, bă, efectiv. Pot să mor, bă, dar dacă stau pe hârtie și treci cu viteză, gen, este o șansă că să cad direct în capotă sau pe geam la tine? De la vânt. Ok, am mai luat încă hârtie, eu cred că e mai bine acum și mai trebuie să luăm încă puțin. Păi, deci încărcăm totul cu mașină și trebuie să mai mergem să mai luăm niște obiecte și niște chestii. Băi, nebunilor, hai că punem tot frumos. Doar băi, e destul comun, de stabil, mie îmi place. Băi, și piesa de rezistență, perna care o punem pe capotă, băi, nebunilor. Eu zic să o punem așa, așa. Ok, ok. Hai să-mi scrim acum la volan și să mergem peste băieți. Emoțiile mele înainte de eveniment. Frică, frică, frică. Sunt la pas de moarte, frică. Pierna aia nu cred că o să ajute cu ceva decât să nu boțească mașina și cam asta tot. Julian, tu ești prost! Încolo era drum liber, liber, lung și liber, tu... Schimbăm locația, mergem în altă locație, ne vom face totul și în sfârșit vom trece la partea aia, băi, am prea multe emoții, băi, prea multe emoții! Hey, yo, what the fuck? Băi, eu sunt pregătit, eu oficial sunt pregătit. Am mai dat și doamna aici s-a parcat și am dat și ei un bloc de hârtie de viceu, a zis, mersi mult! Pucă, pucă. Două la dreapta, două la dreapta. Hai, încat, încat. Și mama. Opa, mâna. Hai, ridic-te-mi ceva. N-o să pot. Băi, mă jur eu pe mine că n-o să pot. Băi, n-o să pot, mă jur acum pe mine, n-o să pot să mă țin. Îți zic serios.
Băi, cut. Julian, dă mâna, Nu-i puse bine, gen cut. Sar. Mamă, se provolește. Sar, scoate. Nu-i puse bine, trebuie să... Nu-i puse bine că nu ai mișcat-o. Băi, trebuie să punem mai mult scoci de ăla, că altfel nu se ține, gen, stă foarte nașpa. Scara asta care... Uite! Și? Da, ține-te, ții? Eu așa... Da, stai. Încoa, sare aici. Nu! A venit timpul decisiv, unde băi, ne urcăm, facem așa frumos. E prea de tot. Băi, tu vezi că se duc asta în jos? Băi, fraților, deci m-a ridicat, se dă cu mașina în spate. Doamne Iisuse, păzește-mă, Doamne, e prea strașnic. Răzanu, sper să nu moară, Ok, gata, dăm. Fraților, începe, momentul decisiv. Dacă și-mi știți, eu mă tem, eu serios nu moară. Cu Dumnezeu, lăsați like acum pentru asta. Dă-i, Julian. Băi! Ai de capul, mi-am văzut moartea în ochi. Mi-am văzut moartea în ochi. Ce-a fost asta, bă? Mi-am văzut moartea în ochi. Wow! Julian, tu ești nebun? Bă, mamă, mi-a sărit oglinda. Da. Am de lipul de la tata. Bă, a sărit și oglinda. Eu m-am spărit, el a sărit când noi de-amu eram în hârtiile și ele. A few moments later. Ați înțeles lecție? Ați înțeles? În pădure. Altfel așa iasă și ați bărit și pe sus. Gata. Cu tot cu ștergărele, cu tot cu de ăștia, cu tot. Băi, fraților, deci strângem acum totul. E prea și din comun, băi, a zis un domn că a chemat poliția. Și mai rău bine, strângem cum mai vrem, cu poliția măsturat. Trebuie să luăm și este așa frumos. Noi strângem tot, nu ați rămâi nimic, doamnă. Mai jos, nu vă dai și ea. Trebuie să mergem mai repede, vedeți că toți oamenii vor să chem poliția. Băi, pe lângă faptul ăla mi-am văzut moartea în ochi. Acolo deja se strâng și abonații, văd că Reșanu se strigă. Da. Azi record, a 5-lea om ne-a spus că gata, am chemat poliția. A 5-lea om? Da, a 5-lea om. Gata, am chemat poliția. De-amu. Băi, sincer, mi-am văzut moartea în ochi. Și Julian, vine să vă arăt ceva. Vin aici. Fiți atenți aici. A sărit oglinda. De la lovitură. Și aici tot gen are ceva defecte. Fraților, pentru toată chestia asta vă zic, dacă nu suportați chiar acum clipul cu un subscribe, acolo să fie surs și like-ul, nu merge treaba. Haideți toți. Strângem totul, trebuie să facem curat în urma noastră, să nu o să murdărie. Poate poză! Da, sigur! Plăcere! Mulțumesc! Next one! Cum te simți fără abonat? Bă, să-mi vină poliția că m-am săturat, nu vreau dosare penale peste capul meu. De mai 18 ani. Am 18 ani și mă mănâncă pușcăria. Te n-avea și în 10, că s-a luat să-mi două era de asta, el să fie jucă. Era și în 10. Avem și 100, că eu eram acolo, ia ui. Și în 10 avea el. Și era un roț în ea. Mă trebuie să spuneți, ei, roț, e mașina, că vreau să facem show. Ei, că am vorbit cu oamenii și ne-au trimis de vreo două ori și până la urmă la trei oară de-amu, ne-au înțeles și-au luat-o leac. Cam așa, fraților, a fost cu acest clip de astăzi. Julian și-a rupt oglinda, Octavian a filmat cam, aiurea a dat camera sus de la ce tare s-a speriat. Băi, m-am speriat să nu mor. Eu sincer m-am speriat că am fost la un pas de moarte. Gen, am văzut mașina aia cum vine, m-am uitat în dreapta mea și pur și simplu, așa, băi, mi-am ieșit din minți. Adică am sărit, bam, o secundă mai târziu săream, zbura mașina mine. Pentru asta, dacă apreciați, vă rog să lăsați chiar acum butonul de like, butonul de subscribe, să fie și acolo și cel mai important, dacă faceți parte din familia Reșanu cu Lusopelu, să fie și acolo notificat. Fraților, cam așa a fost cu acest clip, cu voi a fost Julian, Octavian și Reșanu. Pa, pa!